Zi, salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Eu țin telefonul cu mâna stângă și nu îmi vine deloc bine să îl țin așa. Și parcă nici nu mă avantajează prea mult unghiul ăsta. Parcă din partea asta e mai bine. Da. Ia uitați-vă ce are Felix pe frunte. Se vede? Se vede? Ui, ce ochișor frumos ai. A încercat aseară să meargă de-a bușilea, nu știu cum, și a dat cu fruntea de mochetă. Chiar ieri vorbeam cu Florin și ziceam că totuși la cât se cațără Felix și la cât te face, nu prea s-a lovit așa, nu prea a căzut să se lovească, să... Adică e destul de atent. Și a reușit ieri să dea cu fruntea de mochetă. Îi dau cu fruntea de mochetă! Tot mai bine se deplasează așa, târât pe fund. Dar, bineînțeles, trebuie să închid gardul. Pentru că în 3 secunde e aici. Și mi-e teamă să nu plece pe scări. Da. Probabil deja ați văzut din titlu, cred, depinde ce titlu o să pun acestui filmuleț, dar o să vă povestim mai multe când ajunge și Florin acasă, să vă spunem așa cam ce planuri de viitor, la viitor avem, la ce ne-am gândit, ce ne-ar plăcea, așa că urmăriți acest filmuleț până la sfârșit ca să aflați despre ce este vorba. Acum copilașii mai mari sunt la grădii, mai merg o zi, mâine, vineri, după care vor lua vacanță 3 săptămâni. Aici în Germania vacanța este de fapt de 6 săptămâni, dar copilașii de la grădiniță sau copilașii de grădiniță sunt cumva obligați să aibă 3 săptămâni vacanță, pentru că ei se gândesc că părinții nu-și pot lua toți concediu 6 săptămâni. Și atunci mai țin copilașii de grădiniță 3 săptămâni din alea 6 de vacanță și doar 3 săptămâni. Trebuie neapărat să-și ia copilul vacanță, să se recreeze și să se distanțeze puțin de grădiniță. Daniel, mă aștepți, da? Da, Daniel, mă aștepți! Stop! Facem tort pentru tati și îl facem așa cum îi place lui. Tati îi plac torturile cu ciocolată și cu fructe mai acrișoare. Așa că îi facem blaturile de vanilie și punem coacăze roșii care sunt destul de acrișoare. Și mă ajută și copilașii. Așa, bravo! Am deja două blaturi la cuptor. Urmează să le punem și pe acestea. Și le facem așa cu... să punem coacăze roșii în blat. Și crema o să fac așa cu ciocolată și o să mai punem și zmeură în cremă, pentru că, uitați, îi plac foarte mult fructele acrișoare în tort. Și atunci să îi respectăm dorința, deși nu e el cu torturile, așa, cu prăjituri sau cu să îl sărbătorim sau lucruri de genul acesta. Însă, fac tort pentru toată lumea și pentru iubitul meu soț să nu fac, va trebui să fac și pentru el un tort. Să-l mâncăm așa împreună, pentru mai multe ocazii. Mai ales că am împlinit deja nici nu mai știu câți ani de la cununia civilă, ani de la cununia religioasă, că tot sărbătorim în luna iulie. E bun? Da?
cam alege miezul de coajă. Bun, o mică poapă. Fete mare. Și tu, Lili. Felix, ce este de vesel? Îți place la apă? Ce vrezi ai? Îți place la pică? Zi, Felix, îți place la apă? Unde-s dinții? Felix? Unde-s dinții? Arată dinții! Nu vrei să-i arăți? Înțeles că n-are stare nici când face baie. Felix, unde-s dinții, sori mama? Ni. Ni. Ca nou. Ia uite-te la tine, zi vlumozit. Ia uite-te la tine, zi vlumozit. Aici, jucării peste tot. Ce faceți acolo, copilași? Măsule, măi! Bă, că nu i-am adus împărțiți, da? Aia nu mă mănâncă ciocolată. Aia nu i-am adus. Felix nu mănâncă ciocolată? Nu. Dar tu mănânci ciocolată? Da. Dar îți place? Și ciocolată cu zahăr. Ciocolată cu zahăr? Da. Ciocolată cu zahăr și caramele. Da. Un cor. Hai, că aici n-am mai arătat cum te urci pe scaun. Hai, ia, hai să arătăm cum te urci pe scaun. Cam, 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 cam. Da, mă, așa cum s-a urcat pe pat, așa-i? Așa-i, mama? Da, hai să vedem. Eu țin aici așa preventiv să nu cadă. Revedim să cade pe scaun. Ia. Mama, nu te uite, poate la ceilalți cadre. Da, mai aici nu te mai cocoțai. Aici nu te mai cocoțai. Wow, mama, uite! Ia să vedem. V-a dus câte un sac de bani? Ăsta e cașcaval, Melissa. Banii sunt cașcaval. Înțelegeți? Și asta să mă dăm? Da, dar nu chiar cu totul. Desfaci din ambalaj. Ambalaj. Ia, ce mașină ai mai primit de la mod? Ai primit un BMW seria cât? Da, tu trebuie să arăți în partea asta și tu ai primit un BMW alb. Foarte frumos. Arată ca bani. Vrei să desfac? Da. Cum să desfac? Cât poate să mănânce copiii? Cam 4 euro, cam așa, nu? De 2 euro. De 2, cam 4 euro poate să mănânce. 4 euro? Înseamnă că mâncăm 4? Nu, înseamnă că mâncați 2. Că unul din ăla are 4, 2 euro. Eu nu. Atâta era ți-a pus ziua de azi. Deci să-ți dau și numele. N-ai. A, tu nu vrei? A, tu vrei să mănânci de la Daniel, nu? Da. Tu îi pui în pușculiță. Te ajut, botulică. Și de îngășeală iau uite bani așa. Și mâlânc. Trebuie să te uiți, uite așa. Și te faci. Și eu vreau. Și încă o dată. Am pot să ne facem că nici eu. Hai să te dau jos de aici, hai să te dau jos. Că nu mai poți să lăsi nimic aici, că tu te urci. Tu te urci peste tot, te urci peste tot, te urci. Așa, acum vrei mai sus de atât, nu? O să mănânce preună sau separat? Blaturile sunt gata și o să montez tortul mâine, să aprind un pic becul să mă vedeți mai bine. Eu atunci văd fața când încep să filmez. Da, blaturile sunt gata și tortul îl voi monta mâine, dar am zis ca să mai câștig puțin timp mâine, fac blaturile de astăzi. Și uitați-le ce drăguțe sunt! Sunt cu vanilie și cu
coacăze roșii, au ieșit așa de frumoase. Am aștept să văd cum o să arate tortul și sincer mi-e poftă, abia aștept să fie gata să mâncăm, dar acum o să împachetez. Că de obicei așa fac, probabil am mai zis și în vloguri sau în filmulețele cu rețetele. Când fac torturi, ca să nu mă aglomerez cu toate într-o zi, prefer să le fac așa, fac mai întâi blaturile, pe urmă crema, într-o zi și a doua zi asamblez tortul și da, câștig mai mult timp. Și acum să le împachetez în folie și rezistă foarte bine. N-am mai făcut cu fructe la interior, dar cele fără fructe împachetate așa frumos în folie de plastic rezistă și se mențin proaspete. Bine, mai mult de două zile nu cred că le-am ținut până să montez tortul, dar cred că ar ține și 3-4 zile așa în folie de plastic fără fructe. Cu fructe nu știu dacă ar ține la temperatura camerei, probabil ar trebui ținute la frigider, dar tot cred că s-ar menține destul de bine. În orice caz, eu mâine voi monta tortul și cred că a venit Florin pentru că Lili latră. Gata, se va încheia acest filmuleț. Este de fapt a doua zi, eu vreau să-l închei aseară, dar la noi așa se întâmplă. Până pregătim copiii de somn, până facem tot ce e de făcut, deci cădem rupți de oboseală amândoi și nu mai suntem în stare să facem nimic, să filmăm nimic. Și atunci m-am trezit un pic, de fapt m-a trezit Felix oricum, înainte să plece Florin la muncă. Și am să facem încheierea și să povestim ce am vrut eu de fapt să povestim aseară. Și să vă dăm și vouă așa o veste. Pentru că dacă tot ne urmăriți, am să vă facem și pe voi părtași la ceea ce se întâmplă. Da, deci ne-am hotărât ca să... De fapt, am stat, ne-am tot gândit, am pus lucrurile pe hârtie, avantaje, dezavantaje, tot ce ne-a trecut prin cap. Și am ajuns la concluzia că cel mai bine pentru noi și pentru copilașii noștri în acest moment ar fi dacă am avea așa un nou început. Adică Felix are treabă cu papucii lui Florin. Dar cel mai bine ar fi pentru noi să avem parte așa de un start proaspăt și vrem să vindem casa. Da, și să ne mutăm, da. Prima dată ne-am gândit și poate doar să o închiriem și să ne mutăm așa, numai că după aia sunt cheltuielile prea mari să ținem și casa și să ne mutăm în altă parte. Prima dată am zis că ne-am mutat așa doar de probă, să vedem cum ar fi, dar cheltuielile sunt prea mari să ținem și casa și asta și să închiriem nu prea aș vrea. Deci, până la urmă, am zis la concluzia că o variantă bună ar fi să o vindem și să vedem după aceea unde ne mai călăuzește Dumnezeu, ce ne mai îndrumă, ce... Dar asta e, ne ocupăm de demersuri. Ne mutăm, Felix. Vrei să ne mutăm? Daniel nu înțelege încă așa care e treaba cu mutatul. Melissa înțelege, dar e așa între. N-ar vrea să se mute din cauza grădiniței și poate și ăsta a fost cel mai mare motiv pentru care nici eu nu aș fi vrut să ne mutăm, dar a fost oarecum binevenită perioada asta cu tot ce s-a întâmplat, pentru că și la grădiniță îi țin pe copii despărțiți. Și ea nu mai, cred că de când a fost la grădiniță, de când a reînceput, nu s-a mai jucat cu prietenele ei. Și ăsta era motivul pentru care ea nu voia să plece de la grădinița asta, ca să nu se despartă de prietenele ei, clar. Dar cum i-au ținut acum separați în mai multe grupe și n-a apucat să se joace cu ea, cu fetele, cumva cred că s-a și detașat puțin de lucrul ăsta și nu mai asociază grădinița cu prietenele, ceva de genul ăsta. Chiar dacă uneori mai e tristă și îi este dor de fetițe, nu mai e chiar atât de afectată. Și oricum sunt mici copii și o să-și facă prieteni.
Da, și am vrea să ne mutăm în altă parte unde sunt mai mulți frați de ai noștri, în adunare, în credință, în... și să fim mai aproape în vremurile astea, mă. Mușcă. În vremurile acestea turburi. Chestia este că nouă ne-au lipsit așa prietenii și apropiații în perioada asta în care am stat foarte mult în casă. Și ne-am gândit așa să ne mutăm mai aproape de persoane dragi, astfel încât să putem petrece mai mult timp, pentru că, na. Da, cam asta am vrut să împărtășim cu voi. Eu vă mulțumesc tare, tare, tare mult pentru vizionare. Vă pup! Și să ne vedem sănătoși, sănătoase în filmulețul următor. Pa! Pa.